Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din Forza Horizon 3. În sfârșit mă joc și eu tot jocul pe full screen. Am făcut câteva chestiuțe pe aici. Episodul trecut am zis că dacă se strâng destule like-uri s-au strâns aproape 3000 și vă mulțumesc pentru chestia asta. Episodul acesta vom cumpăra o mașină și o vom face noi frumoasă și ne și plimbăm cu ea să vedem de ce e în stare. Am cumpărat deja o mașină, vedeți aici new, BMW M6 Coupe 2013, ok, nu, mă uitam aici la o chestiune de scrie GT Cars, ok. Are câteva modificări, dar le vom scoate, de fapt le vom scoate, mi se pare că se șterg automat când vreau să dau eu. Și vedem exact care e toată treaba, oricum. L-am luat deoarece avea câteva upgrade-uri la performanță și era și cel mai ieftin dintre toate. Și totuși are upgrade-uri. Asta mă mira pe mine. Nu am mai dat. Nu aș vrea să... ok, dacă nu vrei, atunci îți iau eu de la piese. Da, bun. Deci am dat, până la urmă, banii pe culoare. Bun. Ce facem noi prima oară? Hai să vedem ce facem noi prima oară. Deci o vom modifica. Nu știu dacă să-i bag și în performanță. Deoarece nu mă prea interesează, vreau să o fac să arate cât mai ok. Mergi să-i le mai mărești pe 21. Uitați-vă câtă roată are. Deci mă interesează foarte mult aspectul. Îi le las pe astea normale. În față aici putem să-i schimbăm. Nu, deci nu-mi place deloc când schimbă chestia asta. Nu, asta nu e mașină să pui așa ceva. Și haide să strângem și la acest episod multe like-uri. Îi las motorul ei normal. Și alea nu umblu. Mă, hai să băgăm puțin și în performanța ei. Că până la urmă avem... avem bănuți, ne-a ajutat și Baca pe live-ul ăla când a fost. O să mai intru eu când e. Să mai dea niște bănuți pe acolo. Bine, nu-mi dă bani, pur și simplu îmi cumpără o mașină sau mai multe mașini și așa fac eu bani. Și stai, ce pana mea că chestia asta? Da, ok, o voi lăsa așa. Aici, așa. Și după vedem exact cât duce. Am băgat tot astea de la început, le-am băgat? Nu. Nici nu știu de ce am sărit peste ele măcar. Ok, gata. Bun, ia ce avem noi aici. Astea, așa. Nu vreau bără de genul. Nu, mă uitam aici să văd la putere și la astea, să văd dacă atunci avea 900 și puțin sau 900 și ceva. Stai mai jos, mai jos, mai jos, mai jos. Merge și mai, băi frate, ce e asta? Mă, de fapt arată bine așa joasă, mie îmi place cel puțin. Da, îmi place, așa o las. Pe partea asta ce mai putea noi să-i schimbăm... Ia să ne uităm de niște jante așa frumoase. Dar nu știu ce ar merge pe mașina asta. Asta e ideea, că nu prea am idee ce ar merge. Că... habar n-am, sincer să fiu. Dăm și noi pe aici, vedem ea ce e mai frumos. Știu că merge mai legat. Astea arată interesant. Bine, nu se potrivesc doar că arată interesant. Astea arată bine. Alea arată bine. Astea arată super bine. Da, cred că pe astea le și pun. Da, ok, le luăm pe astea. Da, ok, bun. Nu pot să-i fac cauciucul mai lat, ok, n-avem treabă atunci. Deci nu mai am nicio treabă pe partea ei. Nu știu câți cai are, cred că vreo 800. Cam pe acolo cred că ar însemna... vația, nu știu exact. Cred că vreo 800. În fine, hai să vedem acum la partea de culoare ce putem să îi facem și cum, sunt curios cum merge cu motorul ei stock. Nu vreau să iau design de pe comunitate sau mai știu eu ce și nu mi-am luat încă DLC-urile.
Am o problemă destul de mare când încerc să cumpăr ceva, îmi cere să creez o adresă, ceva de plată, în fine, creez, până ajung, la punctul în care nu mă mai lasă să fac nimic, deoarece îmi cere codul poștal al orașului, eu pun codul corect al orașului, doar că pur și simplu nu... zice că nu există, știi? Și e puțin așa, băi, stai așa, cum nu există, știi? Adică, na. Bă, ăsta arată bine și așa arată bine. De ce are o pată de negru? A, ok. A, se colorează aia cu... A, și asta e gen full. Băi, îmi place culoarea lui normală. Ba, chiar și asta e mișto. Niciodată n-am făcut o mașină gen după astea ale ei normale. Înger, tati, înger. Nu, albastru ăsta e frumos. Și roșu ăsta ar fi frumos. Sau un vișiniu. Dar nu-mi place că nu... nu poți să-i faci gen plafonul negru decât la astea normale. Bă, l-aș lăsa roșu, sincer. Chiar l-aș lăsa roșu și mergem să-i schimbăm jantele. De ce? Pentru că acum am observat că au un scris pe ele care nu prea îmi place mie. E destul de urât și nu i-am schimbat discul de la frână. Așteptăm, da, nu e nicio problemă. Măcar mă bucur că nu se blochează când sunt live. Bine, nu știu care e exact faza. Hai că am intrat și eu bine. Nu știu care e exact faza, doar că se blochează, știi? Nu acolo era. Știu că era undeva. Aici. Nu, n-are nicio treabă. Dar chiar aici nu am băgat. Băgăm și aici. Mai mulți bănuți. Ah, l-aveam, ok, perfect. Nu mai știu unde era. În fine. Deci nu am observat că are scrisul ăla. Bă, la-mi plac, asta e enorm, frate. Ia, aici ce găsim noi? Oh, shit. Shit. Știu că sunt unele care le foloseam eu des astea, le tot foloseam eu la mai multe mașini. La mai multe modele, na. Că în special tot la BMW îl foloseam. BMW. Ce, de ce ai pune așa ceva? Deci că ai niște capace de alea de plastic. Logan Power. Uite și astea sunt drăguțe. Și astea sunt drăguțe. Astea cu argintiu ăla, faza... Faza e că dacă eu mă apuc și... astea arată bine, zic. Bine, nu le las argintii. Ce pana mea? Cred că le ținem pastea. Sunt puțin grele, dar nu e nicio problemă. Haideți să mergem să colorăm. E mai ușoară? E la fel. Ok. Acum chiar am puține dubii cu culoarea ei, cu culoarea, da. Bine, dacă stai să o iei, arată bine și așa. Dacă ne putem uita. Ia mă, hai să vedem. Ce e de la comunitate făcut pentru mașina asta? Bine, sunt astea de curse de... Uite. Pe mine numai. Asta e drăguță. Frumoasă. Asta iară e frumoasă. Nu. Nu. Pur și simplu, ăsta a scris fact ramp pe mașină, adică zice și voi, știi? Ceva de genul, uite asta, nu. Deci, nu știu, nu mi se pare nimic. Asta arată destul de interesant. Dar faza e că dacă eu mă duc după să schimb ceva la mea, nu pot, știi? Și puțin fact ramp. Deci, îmi place enorm cum arată. Ia mă, dacă aș face gen... full red. Na, nici vorba. Oricum, astea negre arată bine, corect? Bine, și așa. Sau argintii. Crom, cum sunt ele, na. Aici avem argintiu. Uite. Aluminiu, na, tot aia.
Aici avem diferite nuanțe de metal. What? Arată bine, parcă, aia cu lemnul. Păi, le fac negre. Ok, save și o să mergem undeva unde nu am mers eu până acum. Deci ia să vedem. Oricum, dacă aveți orice idee de mașină sau mai știu eu ce, o să văd cum pot să fac să cumpăr, să cumpăr și eu DLC-urile alea. Că vreau să-mi iau și VIP, vreau să-mi iau și aia cu muntele, vreau mai multe, știi? Nu știu ce era chestia. Stai, nu. Mamă, cât de poți să pui, fii atent. Poți să pui pe fiecare de astea. Spui tu de asta, mamă, mamă. Câte chestii, fratele meu. Nu știu, și gen... Ah, ia uite, mă. Și schimb tu culoarea. Bă, fugi de aici, mă, cu chestia asta. E urâtă, nu de alta. Da, sunt foarte multe chestii, uite, de ce nu observ. Bă, știi ce? Exact așa o las. Exact așa o las. O las simplă. O mică, mică chestiuță o să-i fac eu aici. Unu, cinci și doi e de ajuns. Apply, yes. Gata, hai să vedem cum merge. Bă, arată bine, frate. În garaj arăta urât culoarea, dar uitați-vă cât de bine arată culoarea. Tati, așa că mie să nu se audă sunetul în microfon să se dubleze. Gata, tati. Ce n-ai bine mergi tu, mă, ce sufli acolo? Mă, și e motorul ei, normal. Băi, ce interior poate să aibă. Ce interior poate să aibă? 330 în bord. Chiar sunt curios cât ia. Hai să-i dăm brișcă. Stați așa, hai să vedem exact unde îi dăm noi brișcă. Uite aici, stradă, autostradă, fiind. Și dăm brișcă, nu știu, bine, pot să văd exact cât ar prinde maxim, doar dacă intru undeva. Dar mai șmechere când testezi tu, știi? Ca așa nu mai e distracție dacă vezi exact cât ești, tu nu testezi și... Auto, ia pășeau aici. Frumos și alb. Dar mai frumos așa, nu știu, mie îmi place mult mai mult. Sincer, îmi place mult mai mult. Și are puterea, am scos traction control-ul, mă joc fără el, vreau să mă învăț fără el. Pentru că îmi dă și mai mulți bani la curse și mai multe chestii, XP, nu bani, da? Și, de fapt, crâu, ba dați bani. Și e mai șmecher, știi? Mai greu, na, puțin. Nu știu cât avem. Ce se duce, tată, blană. Ia, hai să vedem, imediat ies eu aici. Bine că te bagi, mă, bine că te bagi. Am și claxon, mă, băieți, mă, păi nu e așa cum credeați voi, mă. Da, nu, nu cred că e foarte mult. Adică 240 de bea urcă, m-am uitat. Multă-l tati. Haide, haide. Hai așa, hai după ăștia. 260. Cred că iau un 350 maxim. Băi, frate, mă disperă ăștia. Ok, acum nu știu cât o să pot să fiu eu cu ochii pe vitezometrul ăla. Dacă vă uitați voi, vă citesc comentariile la clip după. Dă-te, mă, stai acolo, 349, 350. 354. Aici o să iau puțin mai mult, 360. Are a șaptea, frate! Ok, nu știu, 365 pe acolo. Am aeroportul lângă. Am aeroportul lângă, cred. Hai că am mai făcut și un de ăsta. Bine, eu strâng acum ca să deschid spinuri. Pentru asta strâng. Da, cred că am trecut... Ups, scuze. Am trecut de aeroport de mult. Da. Dar nu-i problemă. Bine, pe aeroport nu prea poți să vezi cât prinzi maxim, mai ales cu asta că ați văzut cât am mers.
nu e fenomenală, dar cred că dacă îi pun V12 pe ea, se duce, dar... Bă, unde e aeroportul la mâncat, așa? Aoleu, n-ajunsesem la el, ești nebun. Hai să mergem și pe ăla, uite-i mă, frate. Nu se uită. Bine, ăla e un Ferrari, adică... Slăbuț, slăbuț, patinează până la 120. Da, e diferență mare între stock și V12, dar nu mă gândesc să-i pun, că nu văd rostul să mai dau bani și pe ăla, și pe upgrade-uri, și pe chestii. Din moment ce eu mașina asta o am folosit-o probabil prima și ultima oară pentru clipul ăsta. Și oricum e de birge, e destul. E destulă birge pentru moment. Bă, când a apărut frate ăsta? Hai să o luăm pe aici. GTA Style. Și pe aici o luăm tot așa. Uite-o că sunt și avioane, mă. Ce am crezut eu că nu sunt? Hai că m-am dus frumos. Bă, ca mașină e super tare, frate. N-am ce zice. Aș uite, asta nu mai are în mile. Așa da, tati, așa da. De fapt, da. De prima dată când am văzut 330, trebuia să-mi dau seama că nu e în mile, doar nu are 330 de mile la oră în bord. Dar ce ar fi fost o nebunie mare. De tot. 120 de mile egal 200 de kilometri. Adică, face așa, matematică. 180 de mile, 300 de kilometri. Și după dublai chestia aia, sau până la 300, ops, până la 330 de mile și vedeți exact câți kilometri vădă. Da, mulțumesc. Nu știu de ce am încurcat butonul de cameră. Bine, sunt apropiate, aș putea spune. Cam asta e mașina în mare, cam asta a ieșit. Episodul următor ne punem pe treabă să mai creștem și noi. Și sper ca episodul următor să am și eu... Pot să intru în garajul ăla așa? Nu. Sper ca episodul următor să am și eu DLC-uri și chestii. Ar fi destul de frumos. Și luăm i8 sau mai știu ce voiați voi pe acolo, pe live-ul. Știu că mă nebunească i8-ul ăla. Și duc ăștia pe aici birge. Și știu că mi se aude controllerul la microfon, știu, deoarece îl țin de desu. Nu pot să-l țin foarte departe, că nu stau după eu bine și tot așa. Bun, mă băiți, noi ne vedem data viitoare. Dacă v-a plăcut și vreți cât mai mult, nu uitați să apăsați butonul de like și paftă! Pa, 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 pam!